tragedia care a însângerat dimineața drumul E85 din Iași. Grav accident rutier pe drumul european E85 în județul Neamț. Un accident îngrozitor pe DN2 între Bacău și Adjud. Sunt Cosmin Răileanu și astăzi alerg pentru prevenție și pentru separatoare de sens pe E85. E85 este cel mai periculos drum pe care am circulat vreodată. Denumit și drumul morții, din păcate. Ideea mi-a venit când mi-am dat seama că separatoarele astea de sens chiar te protejează de mașinile de pe contrasens și m-am gândit dacă cumva s-ar pune mai multe separatoare de sens în zonele critice, ar fi mai puține accidente de circulație. Și mai puține accidente de circulație înseamnă mai puține victime și mai mulți oameni care să ajungă la familiile lor întregi. Așadar, m-am gândit să fac o acțiune prin care să mă chinui, să-mi fie greu și să trag un semnal de alarmă atât pentru cei care participă zilnic la traficul de pe 85 pentru prevenție, cât și pentru autorități, pentru a ne mai pune ceva separatoare de sens. Cam despre asta e vorba. Am un mesaj pentru șoferi, da. Au mașini foarte puternice, sunt foarte multe tiruri, sunt foarte mulți copii care au luat permisul de conducere și ies pe 85. Evident că e o șosea care necesită o atenție sporită față de o autostradă, da? Deci aici trebuie să fii cu adevărat atent, nu trebuie să pui mai pe telefon, nu trebuie să mergi foarte tare, trebuie să-ți respecti colegii de trafic și de aici cred că, na, dacă toată lumea ar respecta lucrurile astea, ar fi mai puține accidente și mai puține victime. Doar să nu plouă. Cosmin este un nebun. Noi toți știm că este un nebun și acum ne-am lipsit de la el. Ce-abia aștept să alerg mâine dimineață. S-au adunat oamenii potriviți la locul potrivit. Avem 10 km jumătate. Gata, am început să doară. Am mâncat. De mâna aici. Se la kilometru 45 și 450 de metri. 32 de kilometri, 77 numărul meu norocos. Nașpa mă simt, mă dor toate. De kilometri, de la Bacău la Adjud. Cu multă adrenalină, mai ales când treceau tirurile, dar ok. Cosmin e o forță și mi-a dat și mie forță.
mai grea decât am crezut. Nu mă așteptam să fie așa de zgomotoasă, de aglomerată, riscantă pe alocuri, foarte mult trafic. Am avut multe momente de cumpănă, să zic așa, dar am reușit să termin.